Cum să fac să nu mă mai stresez? Hai să vorbim despre un lucru care este imaginar. Să știți că stresul nu există în realitate. Stresul e obsesie. Dar grijile? Păi grijile. Jurările. Aoleu. Și le face omul. Da, da. Păi dacă vrei să ai griji, îți adaugi tot felul de îngrijorări. De ce să ai îngrijorări când Dumnezeu este cu tine și Dumnezeu atotputernic îl chemi în ajutor și nu te lasă? Dumnezeu niciodată, de câte ori am strigat către tine, m-ai ascultat și m-ai ajutat, spune psalmistul. Aceasta să o facem. Stresul nu este în realitate. Am avut o întâlnire cu elevi, unde a fost și o psihologă, care i-a speriat pe copii că stresul, și la sfârșit am vorbit că stresul este o închipuire a omului. Bătrânii nu mai spun și stres. Și... da, pentru ei termenul era prea nou. Nu. Da. Și am lămurit pe copii și pe doamna psihologă să nu mai vorbească de stres la copii, că doar le induce o frică de ce nu există în realitate. Deci stresul, eu n-am niciun stres și n-am timp deloc. Dar niciodată n-am simțit stresul, că nu există. Asta este o stare a omului care își amplifică grijile și vede înainte o spaimă. Să fim foarte atenți. Fugiți de obsesia de stres, că stresul îl inventați dumneavoastră.